Frank Starbond și fratele lui Walter au fost primii misionari care au dus solia adventistă în Spania. Fiind unul dintre cei 12 frați, Frank s-a născut în Statele Unite, într-o mare familie în California. El a absolvit teologia în 1899 la Colegiul Hillsburg, care acum este Colegiul Pacific Union. La o întâlnire de tabără din Frenso, pastorul Arthur G. Daniels, președintele conferinței generale, a solicitat voluntari care să predice solia adventistă în noi teritorii. Frank și Walter s-au oferit ca voluntari. Deoarece lucraseră cu populația hispanică din Arizona și Nevada și cunoșteau limba spaniolă, ei au fost trimiși ca să predice solia adventistă în Spania. Frank avea 27 de ani când a sosit în Barcelona în 1903. La scurt timp, ei s-au stabilit în orașul Sabadell, unde au înființat o școală. Lucrarea misionară, cea de colportaj și prezentările publice au adus roade și 3 oameni au fost botezați. La 2 ani după sosirea lui, Frank s-a îmbolnăvit și a trebuit să se întoarcă în Statele Unite. După un an, a revenit în Spania și s-a căsătorit cu Martha. La scurt timp, Frank a fost hirotonit ca pastor. El s-a mutat cu familia în provincia Teruel, unde a botezat mai multe familii în anul următor. Urmașii lor aveau să devină și ei pastori. În 1912, Frank a ajutat la înființarea primelor 2 biserici din Spania, prima în Barcelona și a doua în Herica. În timp ce trăiau în estul Spaniei, Frank și Martha au avut o fică și un fiu după încă 2 ani. Frank a devenit al 2-lea președinte al misiunii spaniole și a lucrat în Spania până în 1923, când, extenuat fiind din cauza muncii și a bolii, el a revenit în Statele Unite. După o viață de servire ca pastor și evanghelist, el a murit în Fresno, California, pe 25 aprilie 1924. Moștenirea lăsată de Frank Starbond și familia sa încă se simte în Spania, unde astăzi există peste 17.000 de adventiști. Oricum, un număr în creștere de oameni din această țară declară că nu au o religie. Rugați-vă pentru lucrarea din Spania, unde adventiștii vestesc solia speranței.